Manifestarea corectă a autorității omului lui Dumnezeu este importantă chiar dacă nu ai toată teologia și toate cunoștințele legate de rezolvarea problemei. Chiar la Alfa Omega TV am văzut, văzut un reportaj cu reconstituire făcută de actori a unui incident în care o fetiță de circa 3 ani s-a înnecat. Ceea aceea am văzut și lucru pe care aș vrea să-l subliniez este că un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu a început rugăciune în condiția aceasta în care fetița ai fi putut să o declari moartă. La început a cerut, a implorat mila lui Dumnezeu și nu s-a lăsat de, de a se ruga, însă la un moment dat Duhul lui Dumnezeu l-a convins de faptul că trebuie să vină împotriva unui Duh de moarte și să alunge duhul acela de moarte de peste fetiță. Și în momentul în care a făcut lucrul acesta, în momentul acela dământul a fost cel fericit și fetița a început să tușească și și-a revenit la viață. Sigur și paramedicii după aceea au constatat că de fapt a trecut printr-o moarte, așa zis, moarte clinică, pentru că toate simptomele uh, evidențiau lucrul acesta. Și uh, lucrul important e ca omul lui Dumnezeu să fie pregătit să facă prin ascultarea călăuzirii Duhului Sfânt chiar și lucruri din astea care în condiții de, de, accidente, de tragedii la care nu ești pregătit să intervii cu logistică întreagă, teologică și așa mai departe, să te poți împotrivi morții, să te poți împotrivi duhurilor acelora care aduc uh, infirmitate imediată, chiar și chiar moarte asupra persoanei să vă mai dau tot un exemplu tot pe tema asta a unei uh, intervenții uh, să zic așa inopinate la grădiniță o educatoare care uh, știa câte ceva despre lupta de uh, vindecare prin eliberare a fost confruntată cu următorul uh, uh, incident Bunicuța ce a adus un copil mic la grădiniță s-a trezit cu copilul acesta că începe să se dea de pământ, să uh, urle, să se rotească pe acolo așa într-un mod destul de violent. Au văzut că împreună cu una din educatoare că nu, nu l pot potoli și atunci i-au spus bunicuței că poate să plece, că o să se ocupe ele de copil și o să-l liniștească. Însă era, părea un caz destul de, de disperat, să zic așa, și l-a luat de mână aproape pe sus pe copilașul ăsta și i-a dat drumul în, în camera unde era femeia aceasta creștină. Când uh, acest copil s-a rotit uh, în continuare și a urlat în, în cameră, femeia îmi spunea, nu știu cum m-a apucat de într-o dată, și am spus, uh, când, văzând forma asta de manifestare așa demonică, I-am spus, duh, spor că atât să pleci de peste copilul acesta. Deci aproape că m-a luat gura pe dinainte, nici n-am știut ce, ce rostesc. Deci nu era un luptător spiritual avizat și cu state vechi de luptă, să zic așa, ci pur și simplu un creștin care s-a lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să rostească așa ceva și imediat copilul s-a liniștit și ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, S-a ridicat de jos, s-a urcat pe o tricicletă și a început să meargă. S-a mirat uh, chiar și femeia aceasta de uh, cât de puternică poate fi o rostire din asta pe care o faci, o luptă spirituală la care parcă ești împins de Duhul lui Dumnezeu să o faci și la care nu te opui, ci pur și simplu rostești ceea ce trebuie rostit. Așa că, ideea e că să ai mentalitatea asta de a te lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în condiții de urgență, în condiții de uh, stresante, în condiții pentru care nu ești pregătit, nu ai, uh, nu știu ce, logistică încheiată la toți nasturii ca să uh, operezi în spiritual.